Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă ați văzut cumva, a fost o întâlnire de poză. Poză, propagandă și populism. Întâlnirea celor 3P, dacă vreți, într-un politician de vârf din România și un fermier sărac din România. O întâlnire care totuși ridică unele semne de întrebare. Vorbesc de o postare a premierului Ciolacu, o găsiți pe pagina dânsului de Facebook. Postarea însoțește mai multe fotografii ale dânsului făcute cu un fermier în vârstă din Vrancea, un domn pe nume Constantin Crăciun, care se autodeclară de altfel, citez, țăranul sărac al Uniunii Europene. Deci domnul Crăciun, el este probabil protosuveranist, că e de mai multă vreme, de 10 ani are titulatura asta și are și o fundație, înțeleg, țăranul sărac al Uniunii Europene, dânsul președinte. Și textul domnului Ciolacu sună așa, citez, am crescut, zice dânsul, susținut de o mână puternică, precum mâna acestui om, și am avut astăzi onoarea să-i țin strâns mâna lui Constantin Crăciun din Câmpineanca, Vrancea. Nu poate decât să mă inspire, să mă motiveze. Mâna brăzdată de greutăți a țăranului român. Este o mână călită de timpuri, căreia nu o să-i dau drumul niciodată. Este mâna pe care se bazează o țară întreagă. De aceea, problemele de zi cu zi ale țăranilor români merită să fie mereu ascultate și să-și găsească rezolvare. Ei trebuie ajutați și să le întindem la rândul nostru mâna spre dialog. Acești oameni trebuie ajutați, pentru că așa cum mi-a zis și Constantin Crăciun, nimeni nu mănâncă cu două linguri. Am încheiat citat. Doamne, o fi dat drumul la mâna omului sau e tot acolo? Asta mă gândesc, da, bun. Poate că pe mine mă lasă, adică aș zice că în cel mai bun caz mă lasă rece astfel de texte. E un pășunism aici înduioșător în cel mai bun. Un folclorism demagogic. Mâini puternice, brăzdate pe care stă țara. Țărișoara care suferă și noi o salvăm din nou, să lăcrămăm, dar să venim în salvarea ei. Că nimeni nu mănâncă cu două linguri. În afară de unii lideri politici, inclusiv de la PSD, aș zice, care mănâncă cu două linguroaie, ei și familiile lor. Inclusiv, mă rog. Dar acum nici unul, nici altul, nici domnul Ciolacu, nici domnul Crăciun nu sunt, de fapt, ceea ce vor să pară. Cu domnul Ciolacu ne-a lămurit mai de mult, mă rog, o să mai revenim la dânsul, că e politician de vârf, cum spuneam. În privința domnului Crăciun, dânsul nu e chiar țăranul sărac al Uniunii Europene, cum se autointitulează, ba aș îndrăzni să spun chiar dimpotrivă. N-aș spune că e chiar bogat, dar nu pare să fie sărac. Adică despre dânsul, presa din Vrancea susține că deținea în urmă cu ceva timp 31 de hectare de teren arabil, 10 vaci, 14 porci, 200 de păsări, 2 mori, un cazan de făcut suică, asta, mă rog, e, cred că destul de comun în zona respectivă, un tractor cumpărat cu fondurile europene, cu fonduri europene date de Uniunea asta care ne asuprește, în plus față de pensie și toate cele de mai sus, săranul sărac al Uniunii are și o indemnizație de revoluționar, pentru că a apărat gara din Focșan de teroriști în 1989, și acum aș vrea să spun asta. Nu e nimic rău să ai teren, animale, utilaje, tractor și așa mai departe, cazan de țuică. Deci, bravo dânsului, sincer spun, bravo dânsului, felicitări că muncește și câștigă niște bani, așa trebuie făcut. Și nu credeți că ar trebui să mai terminăm cu pupatul ăsta politicianist umed pe obrajii țăranului sărman și mâna brăzdată de greutăți care țină țara, biata țărișoară? Adică să mai renunțăm o dată la clișeele astea care sunt atât de departe de realitate pe cuvânt, cum e și clișeul cu politicianul care se îmbracă în costum popular, își pune ce-și pune el, bundiță și țar și brusc și cușmă pe cap și brusc este patriotul național. Frate, dacă îți pui ie, nu înseamnă că brusc ai devenit vreun patriot. Poți să fii la fel de poltron și de antinațional foarte bine ca atunci când te îmbraci cu geacă de la Moncler sau de undeva. Adică cât ne mai lăsăm păcăliți de clișeismele astea politicianiste demagogice? Nu vreți să promovăm și să felicităm tocmai fermierii care au succes în agricultură, care cumpără utilaje moderne, care dezvoltă, care angajează oameni, care aduc plus valoare economiei? Nu e momentul să celebrăm performanța? Nu credeți că țara asta și societatea s-au maturizat suficient pentru ca politicienii ei
și votanții și noi să începem să felicităm și să susținem și să promovăm performanța și prosperitatea? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.